Unde este Andreea? Întrebarea lansată vineri de Ștefan Bănică și-a găsit răspuns. Andreea Marin și fica ei s-au întors aseară în București după o vacanță de mai bine de o săptămână petrecută în Dubai. Soții Bănică au plecat în concediu la scurt timp după ce au anunțat că se vor despărți. Avionul în care se aflau Andreea Marin și fica ei, Violeta, a aterizat cu puțin înainte de ora 21. După câteva zeci de minute, cele două au plecat cu o mașină direct spre casă și au fost în permanență însoțite de bodyguards, care au încercat să o protejeze de insistențele jurnaliștilor. Andreea nu a vrut să facă nicio declarație și s-a retras în vila în care a locuit și până acum cu Ștefan Bănică. Cei doi au plecat împreună în vacanță în Dubai în urmă cu 10 zile, imediat după ce au anunțat că divorțează. Însă artistul s-a întors în țară vineri dimineață, însoțit doar de mama sa. Sunt convins că ați citit mesajul nostru și atunci ați văzut. Este acolo că nu dăm interviuri despre lucrul ăsta. Andreea, unde este? Unde este Andreea? Da. Aceasta e întrebare. Doamne, spune-mi ce am greșit. Povestea de dragoste dintre Ștefan Bănică și Andreea Marin a început în urmă cu 7 ani și în tot acest timp cei doi au preferat să își trăiască fericirea discret. S-au căsătorit în secret în 2006 în Statele Unite, iar un an mai târziu a venit pe lume și fetița lor.